cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai, la Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin. Salutare, prieteni! Mircea Costel Bratosin, de 10 ani împreună cu dumneavoastră la Lumea în Obiectiv. Iată că a venit 2024 și vin cu perspective noi, pentru că și cu oameni noi. Daria Trip a fost pe aici și o știți foarte bine. Ne-a trimis și o prietenă de la București, de acolo de unde se dă ora exactă, pe Cristiana Tudorache. Îi spun bine ai venit în premieră! Bine, bine v-am găsit! Mă bucur de invitație! Trebuie să știți despre Cristiana că are multe înclinații, hobby-uri. E dincolo de la tehnică până la partea spirituală. O să trecem în revistă așa, printr-un raport de prezentare ca și la podcastul ei. Poate că veți afla despre lucrul ăsta, ce face ea și cu ce se ocupă. Deci v-am spus că e un om multifuncțional. Am să-i cer... Că dacă a venit în Casa Lumea în Obiectiv, să se prezinte. Cine este, de unde vine și ce face în momentul de față? Sunt Cristiana Tudorache, am 27 de ani. Profilul meu este tehnic, dar în momentul ăsta lucrez mai mult pe partea de comunicare, negociere și fac yoga și meditație de 7 ani de zile. Ce negociezi? Și ce comunici? Vorba aia, când vorbim de negocieri, trebuie să știm la ce să ne gândim. Nu, pentru că toată lumea că o să se gândească la tot fel de nebunii. Nu. Lucrez la o multinațională în domeniul negocierii. Și ce negociez concret? Că asta... Partea de contracte. Negociez clauze de contract. A, în regulă. Și comunici cu diverse terțe. Comunic cu diversi vendori pentru diferite obiective ale clientului. Care e domeniul de activitate? Partea de servicii, partea de achiziții, partea de procurement. Negociem contracte și ajutăm clienții să aducă venituri suplimentare pentru diferite proiecte. Ai ajuns să lucrezi aici, pentru că din tot ce mi-ai spus, e parte tehnică, robotică, management, deci cu totul altceva. Deci nu... Da, exact. Păi a început prin faptul că am intrat la Politehnică, roboți industriali. Am terminat roboți industriali, dar am făcut 6 luni în Germania cu un program Erasmus. După ce m-am întors, mi-am dat seama că vreau să merg pe partea de germană. Am terminat un master tot pe parte tehnică și în momentul în care l-am terminat am zis nu vreau să fiu inginer, chiar dacă mi-am luat diplome de inginer. Sunt inginer, dar nu am practicat nicio zi, pentru că mi-am dat seama că nu asta mă face fericită. Și am lucrat 11 luni într-un call center pe partea de germană, mi-am îmbunătățit limba germană și în momentul în care am făcut schimbarea, mi-am dorit partea de negociere, comunicare non-violentă, pentru că îmi dau seama că iubesc să vorbesc și să comunic cu alți oameni. De când ai depistat boala asta de a vorbi oamenilor? Cred că de când eram mică, pentru că... Îți mai aduce aminte primul moment când erai mică și uite, dacă tot îmi ridica mingea la fel eu, hai să ne gândim ce făceai când erai mică, dacă tot făceai lucrul ăsta. Îți aduce așa un moment cheie. Da, îmi place foarte mult să creez povești și partea de storytelling și să inventez lucruri și să creez lucruri care nu există. Pur și simplu să-mi imaginez lucruri și perspective noi pe care să le dezbat. Și să înțeleg că asta ai făcut-o de mică. Da, exact. Făceai emisiuni cu creionul, cu mătura, cu, eu știu, cu pixul, cu... deodorant. Da, așa, luai interviuri pe stradă, inventai subiecte și le luai interviuri și îți imaginai că ești reporterul de la ProTV sau de la Antena 1 sau orice altă televiziune de asta mare din România. Nu, eram fix parte de persoană care spune o poveste. Să înțeleg, de povestitor. Povestitor, da. Cred că e mai potrivit, pentru că în mintea mea s-a născut, sincer, că ai fi fost un reporter care transmis niște informații
de un subiect inventat, l-ai dezvoltat și l-ai dat către public. Nu. Povestitor, exact ca un povestitor, ca o persoană care are capacitatea să te trimită, să te transforme, să se transpună într-un alt univers. Și acum îmi place să citesc foarte mult și să creez diferite lucruri. Mult mai, nu știu, mai special. Dar mai îți aduce aminte care a fost primul lucru pe care l-ai creat când erai mică? Mi-aduc aminte că eram foarte creativă și că o vedeam pe mama care făcea sarmale și voiam să fac și eu sarmale și am făcut sarmale din hârtie igienică cu apă. Și a fost foarte simpatic. Mai ai frați, surori? Da, mai am o soră mai mare. Mă gândeam că te-ai jucat cu, cu sora sau cu verișorii sau cu alte persoane din cercul tău de prieteni. Nu neapărat. Cred că îmi plăcea mai mult să stau singură, dacă mi-aduc bine aminte. Că știu că și copiii își fac tot felul de mâncărele din nisip și din tot felul de frunze și tot felul de pietre și zic că uite, asta e mâncarea de prânz, asta e mâncarea de... Dar nu era la modul de mâncare, ci pur și simplu cred că aveam nevoie să mă transpun în mama sau ceva de genul ăsta. M-am transformat în mama atunci. Eu cred că te-ai transformat într-un adult la o vârstă mică. Probabil, probabil, da. Nu crezi că lucrul ăsta era o evoluție mult prea rapidă? Pentru că am văzut, fără să vreau, și cred că și tu, sunt persoane care poartă de mici copii de la vârstele primilor ani haine de adulți. Ok, da, nu. Îmbrăcați, dacă ai observat, da, sunt costumașele, rochițele, care seamănă ca la adulți, dacă ai observat. Au tenta aia către, a evoluat atât de repede, fără a trăi pașii copilăriei. Nu mi-am dat seama niciodată de lucrul ăsta, dar... Eu am văzut. Ar fi în stare să ia rochia mamei, dar zice, lasă că-ți ia una la fel pe mărimea ta. Sau, vede la tatăl costumașul al tatălui, lasă că-ți ia unul pe mărimea ta, la fel ca al meu. N-ai văzut tendințele astea? La mine în familie nu, dar poate există, dar e posibil ca copilul să vadă un model în părintele lui. Și să vrea să limite. Eu asta am vrut să fac când am făcut sarmale cu, de hârtie igienică cu apă, pentru că am vrut să o imit pe mama. Pentru că și ai mai imitat-o cu ceva în afară de acest aliment plăcut omenirii? Mie îmi place să cred că sunt bună parte mama mea, pentru că pentru mine este un model. Să înțeleg că îți place să gătești? Da, da, chiar gătesc. Ce-ți place cel mai mult să gătești? Îmi place să fac paste. Îmi place să... Sunt vegetariană, deci nu am partea asta de carne sau așa. Și nici pește. Vegetariană sau ro-vegană? Nu, vegetariană. Adică mănânc brânză, mănânc ouă, dar nu mănânc ovo lacto-vegetarian. Așa. Exact, dar nu mănânc carne. Da, deci sunt ovo-lacto-vegetariană și gătesc ce e nevoie în principal. Am făcut și salată băuf, îmi plac foarte mult dulciurile, îmi plac prăjiturile, torturile. Nu sunt vegane. Nu, normale, că mănânc ouă și lapte, dar nu știu. De când nu mai mănânci carne? De... Am aproximativ 4 ani. Ce a fost greu? Nu, pentru că mi-a cerut corpul. Pot să-ți spun cum a început toată treaba asta. Am fost într-un retreat la yoga. După ce 10 zile nu am mâncat carne și am mâncat doar ciuperci, brânză, lapte, ouă, lucruri de genul ăsta, când m-am întors înapoi acasă, nu am mai mâncat deloc de atunci. Și ăla a fost momentul.
Da, apropo de asta, există taberele vegane. Sunt tabere de tineret în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care oferă mâncare vegetariană, nu ovo-lacto-vegetariană, vegetariană. Dacă te voi trimite 7 zile acolo, te vei lăsa și de lălalde. Da, nu, dar... Și gătesc foarte bine, atâta pot să spun. Deci o să mănânci tot. Și am observat că oamenii care mănâncă ovo-lacto-vegetarian nu poți să zici că mănâncă doar verdețuri și atât. Adică e o varietate foarte mare și recunosc că digestia este mult mai bună. Da, da, să știi că ei predomină fibrele, da, fibrele. Și o să vezi tu că o să la unii merg mai repede să elimine la digestiv, deci să accelereze digestia și atunci o să vezi tu distracție. Da. Deci eu pe de altă parte, unii nu pot face lucrul ăsta, că au probleme diverse de sănătate și trebuie să se... Că corpul ăsta e tare ciudat. La unii funcționează, la unii nu funcționează, știi? Corect. La mine pot să-ți spun că dieta, dar nu e o dietă, stilul meu de viață se potrivește. Așa, ai spus... New stars, să spunem. Da, stilul meu de viață este perfect pentru ce sunt eu în momentul ăsta. Adică nu simt că fac un compromis cu ceva. Ai văzut diferența dintre alimentația pe care o aveai înainte și cea actuală, din punct de vedere al sănătății fizice, dar și cele mentale? În primul rând, am observat că deci familia mea mânca carne dimineață, prânz, seară, 7 zile din 7, ca să înțelegi unde am fost. După cel puțin 3 luni, mi-am dat seama că sunt mult mai calmă, nu mai am partea asta de conflict, nu mai am nevoia de a avea mereu dreptate. Ce mai am găsit? Liniște, foarte multă liniște. Îmi dau seama că cumva, nu știu cum, carnea te agită foarte mult pe interior. Bine, până la urmă, dacă mănânci un animal chinuit, într-o mare măsură, parcă te chine și pe tine cumva chestia asta. Cel puțin și asta... dacă ți-ar spune că în Geneza, capitolul 1, versetul 29, spune că va întoat toate ierburile și toate astea, eu îți parafrazez. Așa? De la început, nu mâncați. Ce este în copac, ce este în pământ, așa, deasupra pământului, da? Adică mă refer iarbă, da? Cum mă vezi de lucrul ăsta? Adică oamenii s-au încăpățânat la potop, s-au încăpățânat, au vrut, dar doar atâta, Doamne, pe ce facem? Ideea este, cu cât mănânci mai simplu, cu atât ai o stare mai înaltă. Eu asta pot să-ți demonstrez, să-ți explic din experiența mea personală. Dacă am zile în care, nu știu, mănânc destul de puțin, mă simt mult mai ușoară, dar nu fizic. E o stare peste mental, supramentală, nu pot să-ți explic. Dar ți-ai luat vreodată post negru? Da, doar cu apă. Bun, dar asta cât de des o faci? O dată de 2 ori pe săptămână. Știi de ce fac chestia asta? Pentru că îmi dau seama. Dar vreau să spun că nu recomand asta la toată lumea să facă lucrul pe care îl fac eu. Pentru că da, pentru că pentru purificarea organismului este nevoie, exact, cel puțin o dată pe săptămână. Da. Pe bune, deci nu este o glumă. Și asta merită recomandată, pentru că oamenii se îmbuibează din 7 în 7 zile, dar mai are nevoie și organismul ăla de o pauză. Deci eu sunt foarte fericită cu oamenii care fac fasting, adică e un lucru pe care în spiritualitate și în yoga se vorbește, să nu mănânci de nu mai poți, că ești aici pentru a experimenta viața, nu ca să experimentezi toate felurile de mâncare. Perspectiva mea
acum, deci doar ce simt acum, este că cu cât mănânci mai puțin, cu atât poți să simți mai mult. De câte ori pe zi mănânci? O dată, maxim de 2 ori. Dimineața ca un rege și seara ca și un cercetător sau... Nu, doar... Deci când simt că am nevoie să mănânc. Adică mi-ascult corpul. Nu se Câte feluri de mâncare mănânci la o masă? Știu, sunt întrebări dincolo de realitate. Adică, nu știu, mănânc cu roșii, cu brânză și cu pâine, de exemplu. Dacă vreau asta. Dacă vreau, nu știu, salată de vinete sau hummus. Și asta e singura masă? Asta e la masă, da. Nu mai ai, de exemplu, cum e obișnuit în poporul român, felul 1, ciorba. Al doilea fel, nu știu, ceva gătit. Al treilea fel, să vină și desertul. Deci stai să vezi. Când stăteam la mama, aveam aceste 3-10 feluri de mâncare. De când m-am mutat singură, care este extraordinar, orice om... De când te-ai mutat singură? Că trebuie să ne spui și lucrul ăsta ca să ne dăm seama. De un an de zile, m-am mutat singură și mi-am dat seama cât de... bine este să fii pe picioarele tale și cât de important este acest test de maturitate. Este incredibil. Eu mă simt un om schimbat de acum un an de zile față de acum. Pentru că tu îți faci curat, tu îți faci mâncare, tu faci toate lucrurile astea și ți-am spus, am fost cu Erasmus 6 luni și totuși, când m-am întors acasă, am avut aceleași obicei. La modul mama, fă-le pe toate, știi? Pentru că stau și în București, am trăit în București, sunt bucureșteancă, am stat la ai mei până la 26 de ani, cam așa. De la 26 de ani. Acum am 27 și mi-am dat seama cât de multă libertate îți oferă partea asta de a sta singur și cât de frumos încep să te gestionezi. Este foarte benefic. Cum e cu traficul? Cum ești? Că acum și partea exterioară și tot ce vezi în București, pentru că Bucureștiul este un oraș destul de agitat, ca să spun așa. Cum faci față că dincolo de toată asta, stresul, lumea asta în viteză? Eu nu simt lumea în viteză, nu știu... Adică serios? Oamenii grăbiți, care mai de care? Mircea, eu chiar cred că cu cât ești tu mai liniștit pe interior, cu atât ești mult mai greu de influențat în exterior. Adică eu, chiar dacă merg foarte mult cu metrou, dar dacă eu mă simt fericită și liniștită eu cu mine, nu mă deranjează că alte persoane sunt altfel. Adică nu au un impact mare asupra mea. Da, ai văzut oamenii din metro cum au fețele dimineața și seara? Din păcate, da, dar îmi dau seama că nu pot eu să le schimb lor perspectiva asupra vieții. Eu consider că viața e frumoasă, absolut orice s-ar întâmpla, chiar dacă, nu știu, adică găsesc un sens în absolut orice fac. În momentul în care tu găsești un sens în tot ceea ce faci, viața trece cu o anumită, nu știu, perspectivă autentică, ceva profund. Și dacă găsești un lucru profund în ceva, poți să treci mai ușor peste absolut orice nenorocire, să-i spunem așa. Dar nu există chiar nimic care să te doboare? Clar există, dar... Nu pot să zic că nu există lucruri care să mă doboare, pentru că perspectiva mea este că dacă am încredere în Dumnezeu și în Univers, îmi dau seama că s-au întâmplat anumite lucruri cu un anumit scop. Și din păcate, eu recunosc că sunt o persoană ignorantă, eu recunosc chestia asta, că nu le știu pe toate, și atunci spun, Doamne, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, Dumnezeu fie lăudat. Adică, și cu perspectiva asta poți cu adevărat să-ți dai seama că nu a fost în detrimentul tău, nu a fost decizia ta ce s-a întâmplat, știi? Absolut orice. Dacă nu este
decizia ta, n-ai de ce să te agăți, să zici, mamă, vreau lucrul ăsta. Atunci acum am înțelege că oamenii suferă după persoana dragă sau persoanele dragi sau din familie. De acord. Bun. Cum ai găsi explicație? N-ar fi o tragedie mare pentru tine? Ai fi chiar la fel de ignorantă? Nu e vorba de ignorant. E vorba de a nu fi atașat. Nu pune presiune pe tine? Nu, a nu fi atașat. A da seama că lucrul respectiv s-a întâmplat cu un anumit sens și cu un anumit scop. Și că nu știi tu toate cauzele universului pentru care s-a întâmplat lucrul ăla. Adică, cu siguranță, dacă eram acum, nu știu, 7 ani, 10 ani, eu eram foarte supărată pe Dumnezeu și întrebam de ce se întâmplă asta, nu-i corect, nu... Adică, eu consider că m-am transformat foarte mult pentru că am o practică personală a mea prin care să văd lucrurile în mai multe perspective. Când îmi dau seama că e posibil să una dintre ele să nu fie exact așa cum îmi imaginez eu. Că mi-ar spune cineva și cred că ți-ar spune și ceilalți, mă frate, dar invitata ta nu-i pare rău că moare mama, tata, soțul, fratele? Nu, nu e vorba că nu-mi pare rău, e vorba... Zice, e chiar așa ignorantă, poate să treacă peste așa simplă, s-a dus, Dumnezeu să fie binecuvântat și la revedere. Nu, adică nu. Eu vreau să te întreb pentru că s-ar putea ca oamenii să fie puțin contrariați când aud o astfel de afirmație și o atât alejeritate în exprimare și încredere atât de puternică în divinitate încât să... Zic că, doamne, na, acum s-o dus, dar ce să fac eu? Nu-i decizia mea, are al lui Dumnezeu și... No. Ideea este că, da, am încredere 100% în Dumnezeu și în divinitate și în univers. Și dacă s-a întâmplat un lucru, știe Dumnezeu de ce s-a întâmplat. Acord cu tine, dar ți-am zis, alții care n-au perspectiva ta, nu sunt legați de lucrul ăsta, gândesc atât de pământește, da, ca să mă exprim la nivelul ăsta direct, da. Încât te-ar blama că ție nu-ți pasă de celălalt. Nu că tu poți depăși momentul ăsta mult mai ușor. M-ai înțeles acum? Da, da, clar da. Nu cred că nu, adică perspectiva mea nu e că nu-mi pasă. Îmi pasă, dar ofer... Dumnezeu are liberul arbitru și îți dă liberul arbitru să faci ce se întâmplă. Adică nu poți să tragi de un om sau să... Dacă așa trebuie să se întâmple, așa s-a întâmplat. Adică nu poți, din păcate, să schimbi tu ce e scris să se întâmple. Dar oamenii sunt dependenți unii de alții. Da, din păcate. E... Nu pot trăi fără. Puncte, puncte. Și aici poți pune orice nume, orice persoană, orice rudenie, orice vrei tu, de fapt. Cred că ei nu pot trăi fără ce vrei tu, pentru că ei nu sunt conectați cu ei, cu sufletul lor, ceva esențial din ei. Atunci când tu te cunoști pe tine și tu ai încredere profundă în Dumnezeu, poți să trăiești foarte bine fără orice. Sunt oameni religioși, oameni credincioși care îi vezi la biserică. Adică nu vorbești de niște oameni care n-au nicio noimă. Oameni care au o viață spirituală în lumina în care ei o pot primi și o acceptă, dar în același timp sunt legați de pământ, de lucrurile de aici și de oameni de aici. Da, pentru că asta e o perspectivă în care tu crezi că gândește-te de ce oamenii sunt atât de de disperați în momentul în care mor. Pentru că ei consideră că ăla e sfârșitul lor. Nu poți să explici unui om, știi,
tu după ce mor, de fapt, sufletul se ridică și tu oricum o să existi. N-ai cum să explici asta, pentru că, nu știu, trebuie să simți, trebuie să știi ceva în care, chiar dacă nu am fost, cel puțin în momentul ăsta, în corpul ăsta, în acest moment, adică în această situație, eu sunt sigură, adică am o siguranță, poți să spui, nu știu, o siguranță foarte mare că asta cred. Asta cred că pur și asta simt. Trăiești, de fapt, asta da, simți, experimentezi. Adică oamenii să înțeleagă că experiența ta personală nu o viziune, nu știu, a altora care au implementat-o în tine, ci pur și simplu, experimentând diverse lucruri și ce ai spus tu în zona yoga, trăiești lucrul ăsta și nimeni nu poate să îți combată trăirile tale personale. Probleme, dar mai ales soluții. În fiecare zi în care l-auzi pe Mircea Brătăsin, la Lumen Obiectiv. Da, uite, de exemplu, pot să-ți spun de meditație, da? Meditația, cred că am fost un începător foarte intens în meditație, pentru că eu nu înțelegeam absolut deloc de ce e să meditez și că nu mi se părea, nu știu, nu-mi plăcea absolut deloc, pentru că să stai tu cu tine cu ochii închiși și să te lupți cu toate gândurile alea este horror, e oribil și corpul începe să te doară și zici, de ce, Doamne iartă-mă, să fac asta, nu mai pot, nu-mi place, nu vreau. Pentru că, de fapt, mintea opune rezistență. Mintea te minte maxim și opune rezistență în a te cunoaște tu într-un mod esențializat, în a afla de sufletul tău. Și în meditație, în momentele în care ești cu adevărat, te simți esență, îți dai seama că nu depinzi de absolut nimic din exteriorul tău și că poți să ai cea mai mare fericire este de fapt în tine și nu în lucrurile din exterior. Dar asta este o trăire personală și eu pot să spun asta la 1000 de oameni și o să zică nu e adevărat, nu cred asta, pentru că dacă nu experimentezi asta, nu poți să spui cuiva asta. Eu pot să spun asta pentru că eu experimentez asta. Și pentru că am fost suficient de perseverentă în partea asta de meditație și oamenii care știu că am meditat foarte prost la început, pentru că îmi căutam esența, pur și simplu. Voiam să-mi dau seama de ce să fac un anumit lucru. Eu tot timpul am mers pe partea asta de ce se întâmplă anumite lucruri. Și ai aflat răspunsul? De ce meditez? Pur și simplu ca să mă reîntregesc. Cum te reîntregești? Partea de a te simți esență, a fi spirit. Și nu la modul spirit, nu știu, un spirit cum te gândești la duhul din lampa lui Aladdin. Ci să fii conectat cu tine, să fii conectat cu adevărat tu cu tine. Și cât durează o astfel de ședință de meditație? Poate să dureze de la, nu știu, 20 de minute până la 24 de ore. Cel mai mult, constant, am meditat 3 ore și jumătate. Dar 24 de ore avem noi anumite momente în lună în care medităm 24 de ore. De câte ori mergeți la locul în care vă faceți meditațiile? O dată pe lună. O dată pe lună este un moment foarte special în care se poate medita 24 de ore. Adică e un sacrificiu, nu dorm noaptea, bine, recunosc. Eu, chiar dacă îți pică capul în meditație, eu cred că sunt campioană la picat capul în meditație, dar recunosc chestia asta, lucrez la asta, dar este un moment incredibil în care tu îți dai seama cât de multă putere și forță e în tine. Pentru că tu renunți la somnul tău, la lucrurile cu adevărat care ar fi umane și normale,
pentru a atinge ceva superior. Și de câte ori ai făcut lucrul ăsta? Fac, dacă sunt de 7 ani la yoga, din anul 2, de 6 ani, 5 ani, cam așa. Da, nu mă refeream 24 de ore. 24 de ore a fost din momentul în care a început pandemia, cred că undeva 24 de ore, da, a fost, cred că de un an de zile, 2 ani de zile, ceva de genul ăsta, din 2019. De câte ori pe lună sau cum? O dată pe lună. Nu, mă gândeam că dincolo de data aia care o aveți fixată voi la întâlnirile voastre, ai făcut și tu personal exercițiul ăsta. Da, meditez zilnic, cel puțin o oră. Adică nu poți să spui că meditezi dacă nu este practica ta zilnic. Și cel puțin o oră, cel puțin, nu știu, dacă sunt atât de ocupată cu munca și cu toate lucrurile, măcar jumătate de oră mi le dedic mie în singurătate cu ochii închiși și în meditație. Mie mi se pare cea mai supremă formă de iubire pe care un om și-o poate oferi lui. Oamenii nu mai au timp decât 5 minute de rugăciune când ies pe ușă și cam atât. E vorba de priorități și de valorile personale. Pentru mine, o valoare, cea mai importantă valoare este spiritualitatea. Și dacă eu sunt conștientă de lucrul ăsta, ca să-mi fie bine mie, toate lucrurile le fac conform valorilor mele. Și dacă asta e prima valoare, cel mai mult timp aici se duce. Bun. Și pentru celelalte, restul. Corect. Și da, serviciul e servici. Corect. Dar să știi că și serviciul poți să-l faci într-o manieră foarte spirituală. În momentul în care ai răbdare, un om care are răbdare nu este uman. Nu ține de să am răbdare, mamă, sunt om, am răbdare. E ceva peste tine. Pentru că sacrifici, nu știu, ego-ul, sacrifici niște, nu neapărat ego-ul, nu știu, se sacrifică anumite lucruri, să ai dreptate, să-l asculți pe celălalt, să ai răbdare cu el, să-i spui un cuvânt cu blândețe. Adică lucrurile astea țin mai mult de valori și principii și virtuți spirituale, în niciun caz lucruri lumești. În podcastul tău, câți oameni ai adus alături de tine de a vorbi despre aceste lucruri de valoare nobilă? În momentul de față suntem la început, cred că am doar 7 abonați, dar am un singur videoclip. Îmi doresc ca în fiecare săptămână să mai postez câte un videoclip, chiar următorul vreau să fie despre autenticitate, pentru că este a doua valoare a mea și conform căreia îmi place să cred că trăiesc. Ce înseamnă autenticitate? Pentru că există și autentic podcast, ca să glumim așa, îl găsești tot pe YouTube și așa? Te lasă să-l descoperi tu, să vezi așa. Oamenii autentici, cum își povestesc viața cap-coadă. Autentic. Da. Pentru mine. Deci eu îți spun perspectiva mea asupra acestui cuvânt, acestui concept, de fapt. Autentic înseamnă să trăiești conform valorilor tale, să te lupți pentru valorile tale, să fii un om bun, să ai toate trăirile și să nu le bagi sub preș, să simți la intensitate maximă tot ceea ce vine asupra ta, dar cum vine așa trece, adică ce e val ca valul trece, ce înseamnă să fii autentic? Înseamnă să fii original, să fii transparent, să fii deschis, da. Să fii sincer, da. Să ai curajul să recunoști. Exact. Să ai curajul să recunoști când greșești, să pur și simplu să nu ai măști. Uite, foarte multă lume îmi spune că sunt naivă, că sunt idealistă și naivă. Asta este perspectiva lor asupra mea, pentru că ei consideră că binele nu ar trebui făcut pentru oricine
și ar trebui făcut doar unei persoane care îți face bine. Apropo de asta, că tot m-a ridicat mingea la fileu, cum este să faci bine și să primești rău? Fiecare om oferă ce are înăuntru lui. Asta e perspectiva mea. Un om care oferă și face rău, de fapt rău are înăuntru. Și noi ar trebui să avem foarte multă compasiune pentru oamenii ăștia și să-i întrebăm ce te face să te simți atât de rău încât faci rău? Ce pot să fac eu pentru tine ca să nu mai faci rău? În primul rând, gândește-te, când arunci cu noroi, prima oară tu te murdărești. Până să-l murdărești pe celălalt, durează mult. Păi nu, și dar rău poate să fie făcut de persoane. Da. Care poate le-ai văzut doar o dată în viață sau de câteva ore în viață și nu știi că ți-a făcut rău, doar afli la câteva luni că acel rău are repercursiune asupra ta, într-un fel sau altul și cum îți... Stai un pic, că aici e o chestie foarte mișto de dezbătut. Ce înseamnă rău, de fapt? Pentru că, în perspectiva mea, răul este un termen foarte abstract. Adică, binele este un lucru care te scoate la lumină, adică îți scoate adevărul în față. Chiar dacă, uite, de exemplu, îți dau un exemplu. Ai un accident și zici, mamă, ce rău e lucrul ăsta. Dar cu accidentul respectiv, tu ai învățat să ai răbdare, să fii bun, să fii spiritual, să ai încredere în Dumnezeu, să fii o persoană mult mai profundă. Asta e cu adevărat rău sau e bine? Accidentul. Că de fapt tu te-ai transformat datorită accidentului și folosesc datorită pentru că chiar e un sens bun. Pentru că repercursiunea e un lucru bun ce s-a întâmplat. Dar poți, uite de exemplu, câștig la loto, da? Câștig la loto, ăsta e, am zis, ce mamă, sunt bun, e o chestie bună, știi? Îmi iau cea mai mișto mașină și efectiv intru în primul copac și am murit. Și nu mai am șansa să experimentez viața în planul fizic. În scaun rulant. Ok. Și cu Dumnezeu. Sau întreagă fără Dumnezeu. Deci, în primul rând, nu pot să aleg una din aceste soluții. Pentru că oamenii care sunt probabil în scaunul cu rotile au ceva de învățat din perspectiva asta. Au. E să presupunem că pune-te tu în, ți-ai luat loto, ai luat mașina, ai ajuns în scaun rulant. Ce faci? Mai ești aproape de univers sau nu? Presupunem că tu ai fi tu persoană. Da, pentru că îți dai seama că ai nevoie de o transformare. Ai nevoie să te transformi. Și cum niciodată nu îi se dă omului care este slab, ci unui om foarte puternic, sunt foarte mulți oameni care în momentul ăsta, nu știu, au probleme și datorită problemelor respective au reușit să strângă comunități, să se apropie unii de ceilalți, să efectiv să se apropie de Dumnezeu prin problema respectivă. Dacă unii sunt din naștere. Dacă sunt din naștere, da. Este o karma acolo, e o acțiune care nu știm de unde s-a întâmplat, pentru că omul... Dar e o întrebare pertinentă, să știi. Adică dacă ai avea ocazia să te vindeci. De acord. Ca persoană cu dizabilitate, da? Și rămâi fără Dumnezeu, că după aia îți ia mințile, că uite, pot face de toate acum, gata, gata, punem pe Dumnezeu, să punem pe trupă. Să-ți spun, ce alegi? Să trăiești într-un mod lumesc? Ce alegi? Serios acum, ce alegi? Să trăiești într-un mod lumesc, să nu simți nimic? Adică să simți doar, nu știu, că mănânci, dar în momentul în care trăiești într-un mod spiritual, îți dai seama că nimic din ce ai întâlnit până acum nu contează cu adevărat. Pentru că toate trăirile sunt la o intensitate foarte mare și
nu știu, și când mănânci doar, nu știu, o căpșună, poți să simți extaz și poți să simți o bucurie extraordinară și poți, altă persoană care e lângă tine și mănâncă 1000 de căpșuni, să nu simtă nimic. Ce alegi, de fapt? Să simți viața sau să fii mort pe interior? Și răul, nu-i făcut cu tot cu atâta ardoare? Răul? Ca și binele, da? Unii au în inima lor să facă bine până la extrem, sunt unii care au în inima lor dorința de răzbunare, de răutate, indiferent, de reacție, imediat. Gândește-te că, eu cel puțin asta văd, că sunt oameni care suferă foarte mult. Eu o văd ca o suferință. Și asta se întâmplă între tine, să știi, foarte mult trăiesc lucrul ăsta. I know, știu. Știu și nu ai ce face, nu ai ce face și mai ales când ești tu bombardat cu lucrurile astea. Sau când tu ești înșelat sau mințit sau trădat, poți doar să te bucuri. Că ai scăpat de el sau de ea. Nu că ai scăpat, nu e despre a scăpa. Da, pentru că în momentul ăla se spune că dacă nu scăpai, poate era mai rău. Deci ideea nu este de a scăpa. S-a oprit, știi? Mircea, este despre mai mult, despre a-ți învăța o lecție. Noi trăim în universul ăsta cu un anumit scop și acela este elevarea nivelului de conștiință, să înțelegi mai mult despre viață, nu doar mă duc la muncă, mănânc, fac sex, dorm. Asta nu e viață, din perspectiva mea. Dacă asta e o viață pe care foarte mulți o aleg, foarte bine, a mea nu este și nu-mi doresc lucrul ăsta. Îmi doresc pentru mine să existe o semnificație foarte profundă a fiecărui lucru pe care eu îl fac într-o zi. De la mă spăl pe din... Cum ai vrea să arate o zi? Sau cum arată o zi din viața ta? Păi, în primul rând, mă trezesc dimineața și sunt recunoscătoare că m-am trezit dimineața. Pentru că alți oameni au murit în somn, știi? Și nu mai pot să experimenteze lucrul ăsta. După aceea, îmi citesc pergamentul, care este un document pe care noi îl citim pentru a fi mult mai conștienți de ziua respectivă. Ce se găsește în acel document? Sunt pur și simplu idei forță. Poți să zici afirmații, idei forță, dar nu doar, nu știu, nu e neapărat un document... E ceva mai mult pe partea spirituală. E foarte greu să explici. Există, nu știu, o idee sau, nu știu, o frază, ceva care să te împuternicească ori de câte ori ai citit acel gând, acel mesaj, da, să spunem. Eu îmi trăiesc viața pe sub afirmația iubește și fă ce vrei a Sfântului Augustin. Pentru că în momentul în care iubești cu adevărat, tot ceea ce vrei se schimbă. Și în momentul în care tu ești conștient că toate lucrurile se întâmplă cu un anumit motiv și scop, poți să trăiești și poți să treci peste absolut orice fel de nenorocire. Pentru că noi nu știm foarte multe lucruri. Păi dacă ai ști că mâine mori, ai intrat în disperare. Dumnezeu nu face lucrurile cunoscute. Pentru ca oamenii să nu trăiască într-o disperare concretă. Mâine mor, gata, s-a terminat. Deja îi duci în depresie. Da. Dar sunt foarte mulți oameni morți. Da. Din păcate, și nu spun, adică eu chiar spun cum știi cum ai spus tu, ci că morți care merg pe picioare. Da, am înțeles asta, din punct de vedere spiritual. Au renunțat la sufletul lor și un om care renunță la sufletul lui și care nu mai găsește fericire în absolut nimic și nu poate să se bucure, nu știu, de faptul că plouă, de faptul că ninge, de o îmbrățișare, de, nu știu, de o mâncare bună, de lucruri mici, de o carte bună, de un telefon de la o persoană dragă,
poți să zici că ești mort chiar dacă te duci la muncă. Să ne gândim ce te face fericită pe tine. Pe mine mă face fericită lucrurile super simple. Mă fac fericită oamenii autentici și corecți și sinceri și care își permit să fie exact așa cum sunt. Mă face fericită o carte bună, mă face fericită să meditez, mă face fericită să gătesc, să dansez, să scriu. Lucruri. Dacă ai fi să alegi din toate astea, care ori de câte ori îți iese la îndemână să o faci? Meditația. Meditația e singurul lucru care nu depinde de absolut nimic decât de a sta oriunde cu ochii închiși, nemișcat. Asta e singura chestie. Te face ceva nefericit în lumea în care trăim? Aș putea să zic că nu, dar nu pot să zic că nu. Sunt un om foarte sensibil și foarte empatic. Mă doare, nu că mă face nefericită, mă doare răutatea oamenilor. Mă doare ignoranța lor în momentul în care vor să facă ceva rău. Adică, uite, de exemplu, dacă cineva e rău cu mine, accept răutatea. Dar când văd că un om este rău cu un alt om, mă doare pe mine. Și mai ales de un om care, nu știu, nu poate să se apere. De multe ori am luat apărarea altor persoane pentru că nu mi se părea corect. Nu mi se părea just și drept. Ca un om, fără apărare, să fie pus la zid sau lucruri de genul ăsta. Asta mă face, nu nefericită, că nu pot să zic că sunt nefericită, dar mă doare. Mă doare și simt suferința oamenilor din jurul meu la un nivel foarte intens. Să înțeleg că îți place să lucrezi în lumea dizabilității vulnerabile, a victimilor, nu știu, pe zona asta, adică a inclinații de genul ăsta? Nu neapărat. Și oameni care sunt întregi. Oameni care sunt... Nu, mă refer că ți-ar plăcea să lucrezi cu ei, să îi ajuți, să te simți mai aproape de ei. Să poți face bine lor, să îi ai mai aproape, să devii un voluntar activ într-o asociație, nu un guvernamental sau ceva de genul. Am fost voluntară în anumite asociații, dar n-am avut treabă cu persoanele cu dizabilități, dar nu cred că m-ar deranja, chiar dacă eu sunt o persoană foarte empatică. Eu cunosc două în București, de-aia te întreb, așa că... Dar zic că eu sunt o persoană foarte empatică și e posibil câteodată să... Simt atât de intens durerea celelalte persoane încât chiar să-mi provoace mie rău. Ceea ce nu e benefic, dar până la urmă, da, nu, consider că doar prin, din păcate, Mircea, omul poate să se schimbe doar prin suferință. E foarte dur ce spun eu acum, dar un om care e ignorant, doar prin suferință poate să se transforme. Să înțeleg că și tu ai pățit la fel? Da, da. Dar la mine nu a fost neapărat o suferință fizică, ci a fost o suferință interioară. Eu când am ajuns la yoga, eram la Politehnică, am fost locul 2, bursieră, aveam relație, aveam iubit, aveam tot ce doream și mă simțeam nefericită. Simțeam că lumea asta în care trăiesc nu mă satisface cu absolut nimic. Și că nu merită să trăiești într-o lume în care n-are sens. Și că nu mi se pare ceva wow să îmi termin o facultate, chit că am terminat facultate cu note mari, bursieră, note... nu contează. Că, nu știu, dacă nu ai ceva esențial pentru care să trăiești, nu merită să trăiești. Exact asta simțeam. Și că în momentul în care am descoperit partea asta de yoga și meditație, mi-am dat seama că este ceva dincolo de lumea asta fizică. Și în momentul în care eu am găsit partea asta, mi-am dat seama că, de fapt, asta mă face fericit. În urma acestei alegeri ai suferit și despărțiri de, așa zis, prieteni. Da, da. Păi înainte eram o persoană care... trebuia, aveam nevoie să plac tuturor. Era o nevoie stringentă. Sau tânjeai după a plăcea tuturor.
Ambele, ambele. Îmi doream să fiu plăcută cu orice preț. Nu contează, călcam pe mine doar ca să plac altei persoane. În momentul ăsta, nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Prefer să nu mă placă nimeni, dar să mă plac eu. Ceea ce este incredibil. Este o schimbare de la, nu știu, 20 de ani, la 27, în 7 ani de zile, la 180 de grade. Eu nu mă mai recunosc pe mine de acum 7 ani de zile. Și consider, uite de exemplu, înainte, aveam nevoie să ies foarte mult cu, nu știu, aveam 20 de prieteni, mulți spus prieteni, oameni, nici amici, oameni cu care ieșeam. Cunoștințe, da, nu știu, cum vrei să spui. Oameni cu care ieșeam, dar după ce am stat și mi-am analizat valorile și stilul meu de a fi, mi-am dat seama că am stat cu oameni care nu erau ca mine, care nu aveau valorile mele și nu mi-au făcut rău, dar nu mi-au făcut bine. Și în momentul în care m-am apucat de yoga, foarte frumos, pot să spun cu zâmbetul pe buze, că 99% din oamenii ăștia au dispărut fără ca eu să fac ceva. Adică fără să ne certăm sau să, nu știu, nu s-a întâmplat nimic, ci pur și simplu au dispărut. Deodată. Magie! Cum îmi place mie să spun, dar oamenii ar spune, my God, nu poți să fii și tu supărată pentru despărțirea asta de alți oameni. Nu, pentru că îmi dau seama că am trecut la un alt nivel. Când treci de la clasa 1 la clasa 2, oamenii care nu au fost pregătiți să treacă în clasa 2, i-ai pierdut. Și ok, în viață o să fie 1 milion de pierderi. Dar important, vin și pleacă, tot așa o să fie. Așa este și în momentul ăsta, tot ce fac, tot ce-mi doresc este să nu mă pierd pe mine și valorile mele, valorile și virtuțile și spiritualitatea și Dumnezeu. Asta e singurul lucru pe care eu îmi doresc să nu-l pierd în viața asta. Așa, un om... Ce carte recomanzi? Că tot mi-ai spus de citit în cadrul podcastului. Depinde ce cărți... ce cărți... Nu, ce recomanzi tu? Celor care ne urmăresc, doamne, uite, eu vreau să recomand cartea asta, că pe mine m-a făcut alt om. Bun. Am trei cărți la care m-am gândit, adică mi-au venit instant. Prima carte se numește Al cincilea legământ, de Don Miguel Ruiz. Este o carte prin care îți dai seama că, de fapt, lumea în care trăiești este foarte multă bazată pe presupuneri și nu pe adevăruri concrete. Și al cincilea legământ este să fii sceptic, dar să înveți să asculți. Restul de patru este foarte bine să le citiți voi în carte. Este o carte micuță, portocalie, pe care eu am citit-o în metrou pentru că am primit-o cadou de la yoga, de la cineva de la yoga, nu mai știu în ce context. Dar știu că a căzut singură din bibliotecă și era atât de mică încât mi-am pus-o în buzunar la metrou. Și așa a fost citită această carte, pentru că Dumnezeu lucrează prin anumite momente, anumiți oameni, anumite acțiuni care pentru mintea noastră limitată este o întâmplare. Nu e nimic întâmplător, absolut tot ce se întâmplă este... Se întâmplă cu un scop. Da, absolut. Și persoanele care ascultă momentul ăsta podcastul nostru, poate pot să vadă o altă perspectivă asupra vieții și pot să înțeleagă că poate există și altceva în afară de ceea ce credeau ei până acum. A doua carte este o carte pe care am citit-o și se numește Omul în căutarea sensului vieții, de Viktor Frankl. Vorbește despre un psihoterapeut care a trăit în lagărul de exterminare, el fiind, nazist în ceilalți, evreu, el fiind evreu, a trăit acolo și a adus în piață, a adus în carte un capitol care se numește logoterapie și înseamnă... sensul vieții. Oamenii pot să trăiască orice fel de durere atâta timp cât găsesc un sens lucrului respectiv.
și a treia carte, o carte mai accesibilă, dacă mă întreb pe mine, este a lui Nathaniel Brandon, Cei 5 stâlpi ai încrederii de sine. De la conștientizare, la responsabilitate, la scop, la integritate și la acceptare, este o carte pe care o recomand, mai ales oamenilor care nu au încredere în ei. La finalul cărții este un program de 31 de săptămâni prin care ei să facă journaling, adică să scrie gânduri și să completeze niște întrebări, nu întrebări, niște propoziții pentru a se cunoaște pe ei în interiorul lor. Cine sunt ei cu adevărat, nu cine vrea societatea de la ei să fie. Pentru ce trăiești în lumea asta? Care e scopul tău pe pământ? Wow, o întrebare atât de profundă, îmi place. Îmi doresc să trăiesc și să ofer o nouă perspectivă asupra spiritualității. Pentru că oamenii văd că spiritualitatea o poți găsi doar într-o peșteră, undeva departe în lume. Nu avem nevoie de genul ăsta de oameni. Avem nevoie de oameni care sunt spirituali în mijlocul vieții. În momentul în care vine cineva și te înjură și tu îi răspunzi cu blândețe, cu iubire și cu dorința de a-l ajuta, ăsta e momentul în care îți dai seama că omul respectiv e spiritual. Nu momentul în care ești pe covoraș, pe izopren. Ăsta este termenul pentru covorașul de la yoga. Se întâmplă spiritualitatea, ci în momentele dificile. În momentele în care nu mai ascunzi lucruri, în momentul în care ești autentic, în momentul în care preferi să nu fii plăcut pentru ceea ce ești decât să fii plăcut pentru ceea ce își dorește societatea de la tine. Cum îți dai seama de oameni? Cum îi cunoști? Ți-am zis că mie mi se spune des că sunt naivă, pentru că eu cred că toți oamenii sunt buni. Și m-am ars de atât de multe ori de chestia asta, dar învăț. Încerc să fiu înțeleaptă și să fiu atentă la intuiție. Femeile au un sens al lor, care le-au protejat tot timpul. Și aceea este intuiția. Intuiția este felul prin care femeia a fost mereu protejată. Ea știe când e cineva bun sau rău, dar nu poate să își dea seama de ce. Doar știe. Și atât. Nu există anumite elemente sau anumite caracteristici pe care le ai în fața ta și ca și o radiografie pe care o faci și constați diagnosticul uitându-te la acea persoană. Nu mă uit la fizic absolut deloc niciodată. Mereu vreau să văd dincolo de fizic, vreau să văd esența omului respectiv. Nu mă interesează cum e îmbrăcat, nu mă interesează cum vorbește, nu mă interesează școala pe care a făcut-o. Mă interesează cine este el după ce arunc toate lucrurile astea. Mă interesează valorile lui, mă interesează, adică sau ale ei, mă interesează în ce crede, mă interesează să aibă puncte de vedere diferite sau să gândească, pur și simplu să spună, băi, eu cred asta și să-și asume lucrurile astea. Nu-mi doresc, adică oamenii din viața mea care sunt perfecți în toate sensurile posibile, sunt oameni, din perspectiva mea, oameni care nu se cunosc pe ei și s-au dus după tot ce le cere societatea. Și nu judec pe absolut nimeni, asta e foarte important de... Îmi doresc ca fiecare om să fie fericit exact așa cum își dorește să trăiască, doar că eu am ales să trăiesc așa. Cum ne simți energia și vibrația oamenilor care stau în fața ta sau îi vezi? Nu pot să zic că le simt energia într-un mod palpabil, dar simt în interiorul meu dacă un om îmi este benefic sau nu îmi este benefic. Pentru că sunt, nu știu, sigur ai auzit de vampiri energetici sau toate lucrurile. Da, am auzit că așa sunt cei mai răi. Dar nu neapărat că sunt cei mai răi. Am o colegă care știa cu vampiri. Măi, ești o... ea fiind tot așa destul de pornită, știa foarte multe lucruri din
în zona asta, dar cu toată educația care o avea, faptic nu putea să-și stăpânească anumite porniri firești. Nu știu ce nu pot să-ți explici lucrul ăsta. Adică avea atâta cultură, informație despre lucrurile astea, despre tot sistemul ăsta. Dar totuși, undeva nu se lega ceva. Pentru că dacă ea trebuia să se probeze pe ea, dacă vorbim de că tu te probezi în lume, pica testul. Păi, ideea este, e una să știi o informație, e alta să o aplici. În momentul în care o aplici, ai ce teste. De asta îți spun că în momentul în care vine cineva cu răutate către tine, tu știi că nu e bine să fii rău, dar pornirea la unele persoane este să dea și ei, știi? De când nu mai mănânc carne, eu nu mai am această pornire. Da, vezi că unii înscenează răul fără ca tu să știi că ți se face rău. El este gândit dinainte, ți-l înscenează și apoi te trezești cu surpriza, știi? Eu nu consider că orice rău s-ar întâmpla, orice rău am crede noi că este rău, e de fapt un bine. E de fapt un bine pentru că ori omul respectiv a plecat din viața ta și nu mai are nicio treabă. Păi stai puțin, dar omul îți poate crea ție daune sufletești. Asta poate înseamnă să pleci. Sau strică imaginea sau, eu știu, pentru că sunt diverse cazuri și vedem în lumea în care trăim multe știri în care unii altora își fac rău, da? Și le strică imaginea că este reală informația sau nu, n-are importanță. Eu l-am executat, l-am dat la o parte. Ok. Da? Cum putem să ne explicăm oamenii ăștia care fac răul ăsta? Eu consider că fiecare om care face rău, de fapt, suferă și... Bun, și cum se întoarce răul ăsta asupra lor? Că toată lumea zice, bine bă, că am auzit povestea, că rău faci, rău o să-l găsești, cam așa. Da, da, ascultă-mă, e adevărat. Fiecare lucru pe care îl faci are o repercursiune, clar. Poate nu din partea omului căruia i-ai făcut rău, dar universul e atât de conștient încât totul e echitabil. Adică dacă tu ai bătut pe cineva, stai liniștit că tu și tu o să fii bătut. Dacă, bineînțeles, tu începi să conștientizezi că faci rău, atunci răul nu mai vine. E foarte important de știut chestia asta. Că în momentul în care tu îți dai seama că ai făcut rău și încerci să schimbi lucrul ăsta, răul respectiv nu mai vine înapoi. Bine, și eu dacă o să spun că sunt oameni care se laudă că au făcut mai bine și nu conștientizează că au făcut foarte mult rău și se trezesc cu răul la ușă, dar eu am făcut numai bine, dar de ce mi se întâmplă rău? Nu, asta e o ignoranță. E ignoranță. Faptul că s-a și făcut un studiu că oamenii trăiesc doar 7 minute pe zi. Adică 7 minute pe zi ei sunt conștienți de ceea ce fac. Nu știu dacă ție nu ți s-a întâmplat vreodată să pui cheile undeva și faci să le cauți în toată casa să nu mai știi da, unde sunt da, cheile. Da, da. Asta înseamnă că ai avut un gol în conștiința ta. Adică ai făcut o acțiune pe care nu ai conștientizat-o. Și nu ești atent la asta. Și asta înseamnă că omul respectiv a făcut ceva și nu-și dă seama că lucrul ăla a avut o degenerare. Dar ăsta e nivelul. Ăsta e nivelul unei persoane. Nu poți să faci, de fiecare dată spun, nu poți să te pui la mintea oricui. Nu poți, pentru că dacă atâta poate o persoană, nu, și tu poți mai mult, e mai grav, pentru că tu poți și nu poți să te ții, decât omul ăla care nu poate altceva. Răul făcut inconștient, oricum o să aibă repercursiune tot cu rău. Dar măcar mai devreme sau mai târziu. Da, da, da. Și din păcate e fix același rău pe care îl faci. Adică, gândește-te că fiecare cuvânt care iese din gura noastră este putere. Tu poți cu un cuvânt să bagi un om în depresie sau să îl faci să-și deschidă firmă sau să
îl scot dintr-o... Da, ideea e că au fost cazuri că un singur cuvânt l-a dus în groapă. Exact, exact. Da, da, deci nu e de glumă și nu e de râs și e o realitate. Puterea cuvântului este foarte mare. Și, și mulți nu conștientizează lucrul ăsta, să știi. De acord, de acord, sunt conștientă de chestia asta. Și de asta, uite, poate de asta îmi place să vorbesc și de asta vreau să fac partea asta de podcast. Pentru da? Nu te-ai gândit să faci pe speaker motivațional? Ba da. De la podcast ne ducem către vlog, către blog. Mâine o să spui că o să faci radio și TV și un ziar. În anul 2024 mi-am propus să îmi fac firmă care se va numi Dincolo de. Și acest Dincolo de vreau să aibă și un site care o să fie blog, pentru că îmi place să scriu și pentru că o să iau o temă diferită, o temă, nu știu, despre bunătate, despre, oricum, pe partea sa spirituală sau pe partea de dezvoltare personală sau, nu știu, o recenzie la o carte care mi-a plăcut și pe care o recomand. Da, am fost și sunt voce de radio și am fost... Chiar foarte bună. Mulțumesc. Vorbește un jurnalist în fața ta. Ok. Noi la yoga avem un radio al nostru care se numește Radio Om Bun, prietenul tău. Este un radio făcut de colegii mei de la yoga, pe care eu îl iubesc foarte mult și pe care îl ascult, în care avem tot felul de workshop-uri, de dezvoltare personală, de spiritualitate, de meditații, de temirce, foarte multe lucruri care să-ți bucure sufletul, plus muzică care să te, nu știu, să te bucure și să te facă... Apropo de muzică, păi ce muzică se dă la acest radio? Muzică veche, cred. Nu sunt expertă că nu pun eu muzica. Nu știu, Hans Zimmer sau Enaudi sau muzică care să te înalțe, să-ți dea o anumită stare, ceva mult mai profund, nu o muzică. Radioul este public sau este online? Este online, Radio Om Bun, prietenul tău, este un radio făcut de Aveda Yoga Academy și cu colegii mei înregistrăm tot felul de workshop-uri și materiale pe care noi le învățăm în decurs de ani de zile și pe care ne dorim să le audieze. Da, să le audieze și un om care pur și simplu își dorește să afle o nouă perspectivă. Cum de n-ați ajuns în FM? Nu știu, nu știu. Pentru că există radiouri creștine, da, care sunt în FM și în toată țara și au și televiziuni pe deasupra. Chiar nu știu. În momentul ăsta știu că profesorul meu de yoga a zis că vrea să ne scoatem o editură pe cărțile pe care le-a scris, să poată să fie editate sau, nu știu, dacă traducem o carte din engleză, o carte spirituală, să putem să-i punem un cod sau... Acum o să vină întrebarea grea pentru tine, să știi. E ok. Persoane cu dizabilități care vor să cunoască din punctul ăsta de vedere, aveți accesibilizare? Știu că a fost o fată care a venit în scaun cu rotile și care acum merge. Nu mă întreb acum, nu știu. Se întâmplă anumite lucruri, clar. Și în momentul în care cred că, nu știu, universul poate a vrut să-ți dea o lecție. Eu vreau doar să-mi spui dacă există și pentru nevăzători, nu știu, materiale audio din ceea ce voi transmite din aceste workshop-uri. Radio Om Bun este un radio. Bun, dar are materiale arhivate. Uite, acum eu să-ți presupunem că nu prind o emisiune. Mai pot să o ascult? Da, da. Avem program cu materialele pe care le avem. În fiecare zi e 24/7 radio.
Da, nu mă refer că sunt arhivate, adică omul dacă vrea o emisiune musai specială să o reasculte, o găsește acolo în arhivă sau doar dacă ascultă radio găsește emisiunea? Doar dacă ascultă radio și dacă este atent la program, pentru că toate emisiunile se repetă. A, sunt în reluare, da, am înțeles. Sunt reluare, sunt, nu sunt live, sunt înregistrate. Și gândește că sunt și conferințe pe care le-am avut noi în retreat, puse la liber pentru omul obișnuit. Și mi se pare foarte tare chestia asta. Da, am fost și îmi doresc în continuare să fiu voce la radio, voce la radio om bun, pentru că mi-aduc aminte că am vorbit despre îngeri sau, nu știu, oricum, lucruri care pe mine m-au făcut... fericită și am învățat lucruri despre univers, nu știu, despre lucruri esențiale. Descrie-mi-l pe Dumnezeu în 3 cuvinte. Ok. Îmi vine doar cuvântul esențial, bun și iubitor. Esență, bun și iubitor. Ne iubește atât de mult Dumnezeu încât ne lasă să greșim atât de mult și are atât de multă răbdare cu noi ca un tată bun, în care pur și simplu, chiar dacă eu consider că Dumnezeu e în noi, El este maestrul nostru interior, nu știu, nu pot să explic mai bine de atât, dar este un are atât de multă răbdare cu noi încât ne lasă să greșim cum vrem noi. Până când... Ne lasă să fim liberul arbitru, poate vrei să spui mai clar că tu ești cel care alege între bine și rău. Tu ți alegi cauză și efect. De acord, da. Și atunci este logic, Dumnezeu nu ne-a făcut roboți. Că dacă ne făcea roboți, apărța doar pe telecomandă și făcea și Cristiana și Mircea, du-te la stânga, du-te la dreapta, ar fi fost de noi. Am fi morți. Am fi fost niște roboței care ne plimbam unii pe lângă alții. Da. Care aveam, doar aplicam niște comenzi de sus. De pentru că eram ghidați de telecomandă. De acord. Cum se întâmplă în societate cu multe alte situații. Cât de greu este să fii moral într-o lume imorală? Un fost iubit de-al meu mi-a spus că sunt prea idealistă și că lucrul ăsta o să-mi nu pericliteze, dar oricum o să fie rău pentru mine în lumea asta care trăim, faptul că sunt idealistă. Consider că eu iubesc faptul că sunt idealistă și că consider și văd binele în absolut orice și lupt pentru lucrul ăsta, dar nu lupt la modul de violență, lupt ca și Gandhi, lupt cu non-violență pentru lucrurile în care cred și doar pentru că pur și simplu îmi spun părerea, e tot un fel de luptă, pentru că dau posibilitatea să se creadă diferit, să găsești o altă perspectivă. Nu cred că este greu, adică este greu, dar nu este imposibil. Poți să o iei așa. Și cred că e mult mai important cum, nu știu, dacă tu adormi liniștit pe pernă și ești fericit cu cine ești, decât să fiu imoral și să nu pot să fac chestia asta. Să mă doară, să simt că am făcut rău. Eu nu știu cum rezistă oamenii care fac rău. Cred că nu mai simt nimic, pentru că n-ai cum să simți și să faci în continuare. N-ai cum, nu e uman. Nu. Răspund la comenzi, doar atâta. Te roboți. Nu știu, pe partea asta. Cât de greu e să fii spiritual într-o lume nespirituală? Asta e o întrebare foarte bună. Pentru că oamenii confundă spiritualul cu... Ritualul, nu? Nu neapărat cu ritualul, ci spiritual e o persoană, nu știu, ca o vrăjitoare. Dacă țin, sau dacă țin niște ritualuri, eu sunt spiritual. Nu, n-are nicio treabă. Spiritual înseamnă să îți dorești să te transformi, punct. Să faci, să fii esențial,
să vezi dincolo de aparențe, să pui valorile mai presus de plăcere. Da, că mulți confundă spiritualul cu religia. Adică dacă eu merg la o biserică sau sunt religios, sunt și spiritual. Pentru mine, spiritualitatea este ceva ce ține de esența unui om. Nu de, și de acțiunile, bineînțeles, dar în primul rând e de cum e el ca ființă. Ce contează pentru el cu adevărat? Pentru o persoană contează, nu știu, o geantă, pentru altă persoană contează o oră de meditație, pentru altă persoană contează o faptă bună. Suntem diferiți și e important să ne acceptăm așa cum suntem, pentru că suntem la nivele diferite. Și nu înseamnă că unul care e mai sus, nu, cu cât ești la un nivel mai ridicat, cu atât sunt așteptări mai mari de la, sunt așteptări mai mari de la tine. Pentru că cu cât știi mai multe lucruri, cu atât este în datoria ta, e datoria ta să-i ajuți pe ceilalți. Eu asta văd. Dacă știi mai mult, dacă ai mai multă răbdare, dacă ești mai bun, e de datoria ta să acționezi exact așa cum trebuie. Și cum e moral corect să faci și etic. Dacă nu știi, nu e nicio, adică nu e nicio problemă. Ceilalți te suportă, dar tu nu poți mai mult să oferi în momentul ăla. N-ai ce să faci. Dar oamenii nu sunt totuși egali în fața lui Dumnezeu și pe acest pământ? Indiferent de funcțiile pe care le au? Sunt egali, dar nu sunt la fel. Asta da, că sunt unicați. Da, dar suntem egali, dar nu suntem la fel. Venim din medii diferite, avem educații diferite, avem, nu știu, obiceiuri diferite. Toate lucrurile astea sunt diferite, dar noi suntem, ar trebui să fim uniți. Asta, dacă e un lucru... Da, să știi că unitatea lipsește la toate nivelele sociale. Dacă ar fi un lucru pe care îmi doresc să-l rețină cineva din podcastul nostru, este să fim uniți. Să fim uniți și cu absolut oricine. Chiar dacă e o persoană care ți-a greșit, nu-l îndepărta. Adică dacă el pleacă, ok, nu sta în genunchi ca să vină înapoi, dar nu-l îndepărta, nu-i spune tu, băi, pleacă din viața mea că, uite, suntem diferiți. Acceptă diferența și poate puteți să creșteți ceva împreună. Chiar, dar problema care este, e că un om care este, care nu te înțelege, nu poate să aibă încredere în tine, nu poate să se deschidă, nu pot anumite lucruri, chiar dacă persoana care înțelege mai mult, poate să înțeleagă mai, nu mai simplu, poate să înțeleagă și lucrul respectiv într-un mod mai, nu știu, mai, nu neapărat ciudat, într-un mod mai simplu, dar nu simplu e cuvântul, în fine, nu-mi vine cuvântul, poate să se raporteze. Dar poți să reiei fraza dacă vrei, deci nu e o problemă. Ok. Perspectiva mea este că îmi doresc foarte mult ca din acest podcast să se rămână cu ideea că noi avem nevoie să fim uniți pentru a fi împreună, pentru a ne simți unii pe alții, pentru a ne vindeca până la urmă, că despre asta e vorba. Un om care este mai evoluat spiritual are datoria, e o datorie de fapt, de a-l ajuta pe celălalt. Dar nu este obligat, dar are datoria și dacă cineva îi cere ajutorul, e un fel de datorie să-l ajute. Pentru că și pe el l-a ajutat altcineva ca să ajungă la nivelul care e acum. Cât de greu e să fii etic într-o lume plagiată? O să-ți spun o experiență. Eu mi-am dorit, îți spun din clasa 6-a, când am copiat o singură dată și atât de nașpa s-a simțit corpul meu la fizică, mi-aduc și acum aminte, am făcut copiuțe toată noaptea. Toată noaptea am făcut copiuțe de la mici, atâtea. Și atât de nașpa m-am simțit și m-am simțit că mint și că corpul meu efectiv a reacționat în așa fel încât când am scos copiuțele, mi-a curs sânge din nas și mi-am băgat copiuțele în foaia de
test. Și am luat nota 1 la fizică. Și ăla a fost momentul, singurul meu moment în care am copiat, pentru că mi-am dat seama că corpul meu nu acceptă așa ceva. Felicitări! Da! Vezi, uite, poate să fie o experiență rea, dar e de fapt o experiență bună în care eu mi-am dat seama de anumite valori care sunt mult mai importante decât nota 10. Nota 10 e o notă 10. Că uite, nu am spus de chestia asta, în timpul meu liber mai dau meditații și la matematică și germană, dar îmi place să cred că dau mai mult o perspectivă asupra învățării. E pe așa la sistem al Daniei, trip. Da. Dar îmi place să cred că... Să nu, dau... Cumva să dai și la chineză? Nu, nu dau la chineză, momentan am doar a doiul la chineză. Dar îți spuneam de partea asta că îmi doresc să cred că copiii, am făcut și o copenie, dai. Ia-o de la capăt, fraza. Da, îmi doresc să cred că în acest moment copiii iubesc o materie sau își doresc să iubească o materie. Pentru că eu îmi dau seama că eu am învățat matematică datorită profesorului meu. Și doar așa am putut să devin mai bună la această materie. Eu când m-am dus la facultate, mi-am dat examenele la amândouă, am la 10, la matematică, pentru că mi se părea foarte ușoară materia asta. Ți-a plăcut dintotdeauna sau nu? Da, mi-a plăcut dintotdeauna matematica. Da, am fost și la olimpiadă. Mi-a plăcut pentru că este e o carte foarte mișto în care spune că Dumnezeu se poate exprima în foarte multe forme și că cu cât înțelegi mai mult matematica, cu atât îl înțelegi mai mult pe Dumnezeu. Și dacă ne uităm un pic la lumea din jurul nostru, poate e formată în figuri geometrice. Da. Dacă ar fi să-ți alegi o limbă străină dintre cele pe care le știi, engleză, germană și chineză, care ți-ar plăcea să o predai la o universitate, de exemplu? Deși știu aceste limbi străine, mie îmi place extraordinar română. Dacă aș fi vreodată profesor, aș vrea să vorbesc în limba mea natală. Trebuia să fii colegul unui la DPPD. Am făcut pedagogie în facultate și consider că pur și simplu e prea frumoasă limba asta ca să nu fie adorată de toți românii. Deși am fost plecată în Germania 6 luni de zile, când m-am întors în România, mi-am dat seama că asta e țara în care vreau să trăiesc și nu aș vrea să plec nicăieri în altă parte. Îmi place să călătoresc, am fost în India, am fost în diferite țări, o să plec cu Daria chiar în Dubai în februarie, dar nu aș pleca definitiv niciodată. Pentru că în România... Ești patriotă. Nu știu dacă sunt patriotă, nu cred că e neapărat despre patriotism, este despre a vedea esențialul și noi avem și munte și mare și oameni buni, oameni care sunt iubitori. Gândește-te că eu am fost în Germania și cu un lucru am lăsat acolo, faptul că în fiecare joi seară îi chemam pe toți colegii mei din WG, adică din apartamentul ăla, la masă și mâncam toți împreună și s-a păstrat chestia asta. Ei care nu se cunoșteau între ei, îți dai seama? Foarte frumos. Mi s-a părut incredibil. Cât de greu este să fii obiectiv într-o lume subiectivă? Este foarte greu și în momentul ăsta nu cred că sunt obiectivă deloc. Sunt subiectivă, clar, pentru că asta e perspectiva prin care văd eu viața și ăștia sunt ochii mei. O altă persoană vede total diferit lucrurile. Și e perfect ok și așa, până la urmă. Avem nevoie de toate perspectivele ca să putem să ne reîntregim. De asta consider că unitatea e singura noastră salvare. În yoga nu există vreo chestie, mamă, cum vrei tu. Asta mi-a plăcut foarte mult.
partea asta de libertate. E o diferență mare între libertate și libertinaj. La noi nu e parte de libertinaj. Noi avem disciplină. Disciplină să faci asane, să-ți faci meditații, să scrii, să te transformi. Adică e o disciplină, nu e la modul știință. Da, automat că nu e și pe alea care ai spus tu că libertatea aia nu mai există, pentru că te disciplinezi, că așa în libertate faci ce se trece prin cap, toate prostiile. Ăsta e libertinajul. Faci ce trece prin cap în libertinaj. În libertate alegi conștient dacă e bine sau nu pentru corp. Da, ce vrei să faci. Dar nu e, și asta o chestie foarte importantă, care e de reținut, e că în momentul în care faci, te disciplinezi, ceea ce vrei tu se transformă, pentru că tu ești transformat. Disciplina transformă pe oricine. De asta consider că e foarte important să se facă un sport, să excelezi într-un domeniu. Deci în momentul în care excelezi într-un domeniu, poți să excelezi și în alte domenii. Excelența se transferă de la un domeniu la altul. Dacă tu ești foarte bun, nu știu, faci plătite foarte bine, stai liniștit că dacă vrei să înveți oratorie, o să fii și un orator foarte bun. Pentru că ai devenit excelent în ceva. Și asta e un secret. Noi, când, nu știu, vrem să facem ceva, devenim excelenți într-un lucru mic, ca după aceea să putem să translatăm acea excelență în alte domenii din viața noastră. Da, interesant că se spune că, de fapt, oamenii au anumiți talanți și se completează unii pe alții. Da. Unii pot face un lucru, ceilalți alt lucru. De asta avem nevoie să fim împreună. De asta avem nevoie să fim împreună. Și de asta e importantă chestia. Se spune că noi suntem ca un puzzle pentru Dumnezeu. Nu toți pot să fie mână, nu toți pot să fie picior, nu toți pot să fie ureche sau gură sau ochi sau aia. Și de aceea sunt atâtea diverse meserii sau profesii pentru ca să fie de folos unii altora. De acord, da. Pentru că nu poți să le faci pe toate. Spune mie că tu poți să fii și chirurg, poți să fii și negociator, poți să fii și bucătar bun sau poți să fii și strungar. Capacitatea, n-ai cum. Ca un lucru să-ți iasă bun, trebuie să te axezi doar pe ăla. Dacă te axezi pe 7, toate 7 ies prost. De acord, da. Adică nu ai cum, e imposibil. Am tot văzut astfel de fenomene, că încep câte 10 lucruri și nu le mai duce nimeni la capăt. Și este o realitate, nu că am văzut eu pe pielea altora de lângă mine. Începeau câte 10 lucruri și când încep, stai că îl încep și pe ăsta, îl încep și pe ăla, încep și nu mai ajungi la capătul capătului. Da, înțeleg ce zici. Și atunci începe să abandoneze din ele, știi că, bă frate, sunt cam multe. Da, înțeleg. Începe trierea, știi, și rămâne la 1 sau la 2 sau depinde. Dar n-ai cum. Și suntem structurați ca talanții ăștia să vină de mici copii. Că ei se dezvoltă pe parcurs sau se mai dezvoltă și alte abilități. De acord. Dar ei cam au în sânge de mici copii. Ei vezi cam ce direcție au. Și comportamente, atitudini. Corect, da. Deci de asta spun că n-ai cum să faci toate astea. Dacă înveți anumite lucruri limită să te descurci în viață și acasă și în astea, da, e cu totul altceva. Dar așa să discutăm despre că poți să le faci pe toate, păi fă și mie. Poți să fii și pe poze președinte, poți să fii și chirurg și ortoped și, și soție. Și... Nu. Eu când am zis de excelență, am zis de la modul, dacă ești excelent să faci plătite, poți să fii excelent și să-ți păstrezi calmul, de exemplu. Am înțeles, da. Asta e o muncă, cred că, de ani de zile. Da. N-ai cum să le faci, pac, bătând din palme. Dar important este că, măcar, eu de asta îți spun, în momentul ăsta, că eu m-am axat pe partea de yoga și de meditație și sunt perseverent aici, pentru că mi-am dat seama de ce îmi doresc eu. Adică, pentru mine, în momentul ăsta, cel mai important lucru este liniște. Dezvoltarea ta.
Dezvoltarea ta profesională, personală și divină, spirituală. Mai degrabă decât toate astea e liniște. Să fiu eu împăcată cu mine. Dar, în primul rând, cea mai mare agitație și turbulență era în capul meu. În momentul în care, nu știu, eram în autobuz și mergeam și mintea efectiv vorbea singură, efectiv avea 1000 de gânduri. Și în momentul în care am învățat meditația și când mi-am dat seama că există momente speciale în care mintea ta e liniștită și nu e nimic acolo, tu când se numește vid mental, tu când atingi chestia asta, tu îți dai seama că n-ai nevoie de nimic în viața asta. Nu mai ai nevoie de nimic. Deci simți efectiv fericire și extaz și beatitudine și ceva. Păi ce sunt oameni care simt poate pe un moment, pentru că câteva momente lucrul ăsta. Da, te marchează pe viață. Te marchează pe viață și faci orice, bine orice, dar îți dai seama că dacă, nu știu dacă tu ai pățit lucrul ăsta înainte de cei 7 ani petrecuți acolo. N-au fost momente în care tu erai fericită și nu știi de ce? Ba da. Păi și atunci, deci e exact acel punct. Da, îmi aduceam aminte de copilărie, că atunci eram fericită și nu știam de ce. Înainte, nu știu, 16, 17, aveam nevoie de un stimul exterior să fiu fericită. Știi? În momentul ăsta n-am nevoie de niciun stimul exterior ca să fiu fericită. Îmi dau seama că fericirea e în mine și atât. Și că pot să accesez un nivel de fericire atâta timp, atâta cât este înăuntru meu. Degeaba vin și mie, nu știu, mănânc 10 prăjituri, că nu o să am mai multă fericire. Asta se numește non-dualism. În momentul în care îți dai seama că totul e de fapt din tine. În momentul în care tu știi că totul e în tine, nu mai cauți în exterior. Și de asta se spune, cunoaște-te pe tine însuți valorile, cunoaște-ți principiile, cunoaște-ți defectele, cunoaște-ți umbrele, cunoaște tot ce ține de tine, ca să poți să înțelegi mai mult toți oamenii pe care îi întâlnești. Pentru că și tu ai fost lacom, probabil, cândva, și vezi un om lacom și înțelegi cum gândește omul ăla lacom, pentru că ai fost și tu acolo. De fapt, toate defectele pe care le au toți oamenii, le avem și noi într-o mai mică sau mai mare măsură. Și dacă le cunoaștem cu adevărat, îi putem cunoaște și pe ceilalți. Sunt defecte care le ai și încă lucrezi la ele? Să le faci abilități? Să le faci forțe, da, puternici? Prima este punctualitatea. Deci punctualitatea este punctul meu slab, la care lucrez. Deci chiar lucrez, nu-mi iese de fiecare dată, dar lucrez la asta. Și sunt conștientă că este un punct important, pentru că timpul este o resursă foarte prețioasă pentru toți oamenii. Și în momentul în care tu îți bați joc de timp, și timpul își bate joc de tine în alte feluri. Ce detești la oameni? Nu cred că detest nimic. În momentul ăsta nu am chestia asta. Pentru că înțeleg, am trecut atât de mult, adică nu atât de mult prin viață, dar am trecut prin viață și am trecut câștigând lecții, înțelegând anumite lucruri. Și nu pot să zic că detest. Îl înțeleg pe un om care trădează. Am înțeles, ok, ai făcut asta pentru că atât ai putut. Nu pot să zic că te detest sau te urăsc. Ura mi se pare un mod extrem prin care îl nești pe Dumnezeu. Pentru că dacă urăști o acțiune a unui om, tu poți să zici că Dumnezeu n-a fost în acțiunea respectivă. Și nu e adevărat. Dumnezeu a fost și este mereu în toate acțiunile, chiar dacă nouă ni se par nedrepte, dureroase sau oricum. Acolo a fost ce Dumnezeu pedepsește, dar până la urmă Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu îl pune pe om în fața lucrurilor. Da. Dumnezeu te pune să-ți vezi dacă poți să-ți iei testul respectiv. Dacă vine unul și te înjură și tu îi spui o înjurătură, îți arăți nivelul tău.
dacă vine unul și te înjură și tu îi spui, îmi pare rău că m-ai înjurat, cu ce pot să te ajut? Tu, de fapt, vorbești despre tine când scoți ceva pe gură. Nu vorbești despre el. Da, de asta spun că, uite, de exemplu, ce abilități sau puncte forte ai sau ce puncte forte iubești la oameni. Deci primul pe care îl iubesc este autenticitatea și sinceritatea și adevărul. Pur și simplu un om care se simte că e real, cu toate defectele, cu toate, nu știu, umbrele, cu tot ce vrei negativ dintr-un om, important e măcar să fie real. Un alt lucru pe care îl iubesc la un om este simplitatea. Îmi plac oamenii simpli, nu-mi plac oamenii care zic, oh my God, ce deștepți sunt, ce frumos sunt, toate lucrurile astea. Oamenii lăudăroși, nu-i detest, dar nu-i apreciez, sincer. Pe partea asta, îmi plac oamenii care îmi dau calm. Când stau în preajma lor, mă simt calmă. Mă simt, nu știu, protejată, liniștită. Cam interesant. Asta. Deci e o poveste care are multă substanță, sincer să fiu. Vibe-ul ăla care îl tot spun oamenii pozitiv, care creează liniștea în omului, știi? Omul pare relaxat în lumea în care trăiește. Nu pare agitat, îngrijorat ca întreaga lume. Poate că are dezamăgirile, îngrijorările, dar nu sunt atât de vizibile. Da, dar nu e numai despre vizibil, e despre... Ați dat seama că toate lucrurile s-au întâmplat cu un motiv. Chiar dacă, nu știu, un om a ieșit din viața ta sau o prietenă sau un prieten te-a trădat, eu am trăit aceste experiențe. Dar nu pot să zic că îmi pare rău de oamenii pe care i-am pierdut. Nu îmi pare rău. Adică unii spun, vai, îmi pare rău de X. Aș minți dacă aș spune că oamenii care m-au părăsit sau au plecat sau pur și simplu îmi pare rău de chestia asta. Nu îmi pare rău, dar nu îmi pare rău de niciun om, pentru că mi-am dat seama că nu putea să mă înțeleagă și nu putea să mă accepte așa cum sunt eu. Și chiar poți să îți plângi după oameni care nu te iubesc sau care pur și simplu nu te înțeleg sau nu au valorile tale. Nu, adică accepti că pur și simplu suntem diferiți. Și uite o chestie foarte interesantă, Mircea, pe care eu o fac, eu nu dau papucii oamenilor, adică nu le zic eu, bă, nu mai ieșim, nu mai... Știi, adică nu fac chestia asta, nu sunt un om extremist să tai legături, să fac chestii de genul ăsta. Chiar dacă, uite, cu Daria am făcut asta odată, acum 3 ani de zile, și am ascultat un podcast și eu i-am scris și ne-am reîmpăcat după... Dar pur și simplu a trebuit să trec prin anumite etape ale mele, ale transformării mele. Pentru că tu dacă am fi vorbit acum 3 ani de zile, era o Tina, o Cristiana total diferită de ce e acum, știi? De asta îți spun și uite, atunci, da, eram super extremistă, la modul nu-mi convenea ceva, vedeam lumea în alb și negru atât. Numai că în momentul ăsta văd că lumea este în foarte multe nuanțe de gri. Și este frumos așa. Și nu ai de ce să judeci pe absolut nimeni. Se întâmplă niște lucruri pentru că trebuie să se întâmple. Trăiești experiențe pentru că trebuie să înveți anumite lecții. Oricum, toți ne vom transforma. Ideea este când tu ești conștient că ăsta e scopul, atunci faci pași mult mai rapid și mult mai conștienți. Adică, ok, un pas, de exemplu, nu mint. Deci eu, ca eu să fiu autentic și să fiu în sinele meu atât de profund, eu nu mint. Adică, ori foarte mulți oameni... Nu minți, nu furi, nu trădezi, nu... Chestii de genul ăsta, știi? Adică ai anumite valori... Nu ucidești cu vorba, dar pe cu fapta, nu? Exact, care sunt non-negociabile. Adică spune cineva, băi, omoară-l pe ăla, uite, îți dau 1 milion de euro. Sunt foarte mulți oameni care zic, da, fac asta. E, sunt oameni, nu zic doar eu,
Sunt oameni care spun, poți să-mi dai orice, am luxul vieții mele în care, păi, cât am îmi ajunge, cât să trăiesc frumos. Pentru că, ce gândește, de ce te-i face, Mircea, să fii cel mai bogat om din lume și să simți că chestia asta îți provoacă cea mai mare disperare, pentru că îți dai seama că mai sus de atât nu poți să ajungi și din păcate tot pe tine te ai. Asta e o dezamăgire foarte mare la foarte mulți oameni bogați. Pentru că își dau seama... Au totul, dar de fapt nimic. Exact. Își dau seama că în interiorul lor sunt pustii și sunt goi și sunt morți. Și sunt oameni care sunt milionari, miliardari, billionaires, care spun, ok, am toți banii ăștia și sunt cel mai nefericit om din lume. Ce fac de acum încolo? Am toți banii, dar nu pot să găsesc iubirea. Nu pot să simt să iubesc. Ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. Poți doar te rogi la Dumnezeu să zici, Doamne, dă-mi capacitate să iubesc. Dă-mi, Doamne, oameni pe care să iubesc. Îmi iau un animăluț și încep să-l mângâi și să zic, Doamne, sper că ăsta simte iubire pentru că eu nu simt nimic. Sunt oameni de genul ăsta care au totul și, de fapt, cu cât ești mai mult pe partea asta materială, cu atât pierzi mult pe partea spirituală, pentru că nu... Adică trebuie să ai un echilibru în toate lucrurile astea. Dar tot 24 de ore avem toți. Important e cum le gestionăm. Dacă nu pensi... nevoie să trăiască 25 dacă se poate. Da, pentru că nu... gândește că chiar dacă trăiești 25 de ore, dacă noi am trăit fiecare secundă, adică ți-am zis, conștiința ar fi 100% exact așa cum este, adică fără gap-uri, fără blocaje, fără, cum se cheamă, fără limitări în conștiință, atunci ți s-ar părea 24 de ore enorm, enorm. Din păcate, nu se întâmplă așa, oamenii dacă trăiesc în lumea vitezei. Da, și gândește că de asta au nevoie. Mamă, m-am îmbătat, am trăit ceva. Mamă, am făcut sex, ok, am trăit ceva. Mamă, mi s-a făcut rău, bă, dar totuși simt că trăiesc. Gândește că mulți oameni își provoacă durere ca să simtă ceva. Da, asta e adevărat. E nașpa, e nasol. Când de fapt poți să trăiești frumos și liber și relaxat din absolut... Fără vicii și fără nimic, am înțeles. Da, 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 da. Poți să trăiești așa. Și, dar este o opțiune. Dar gândește-te, când trăiești fără vicii, ești foarte conectat la tine. Ești foarte conectat la tine. Îți dai seama de absolut orice se întâmplă. Îți dai seama de oamenii care te mint, care te înșeală, care te trădează. Și până la urmă îl vezi și spui, atâta poate, poate nu îi mai dau atât de multă atenție sau atât de multă putere asupra mea, dar... Încredere. Sau încredere, dar nu pot să zic, te elimin. Ți-am spus, e de datoria ta ca un om spiritual să-i ajuți pe toți oamenii care își doresc, oricât de răi ar fi, să le dai o altă perspectivă. Chit că e dureros să spui un om care mi-a făcut rău și eu trebuie să-i fac bine. Da, dar e cu cât știi mai mult, gândește-te și la un profesor, cu cât un profesor este mai elevat și mai bun, cu atât ies mai mulți studenți buni. Da, și este prieten și cu omul care face mișto în clasă și începe să îl ia deoparte și să-și dea seama, ok, cum pot eu să te ajut? Pentru că un profesor, el educă, vine de la educere sau educare, care înseamnă scoate la lumină ceva ce e în interiorul tău. Asta înseamnă educare. Eu nu pot să te învăț pe tine niciodată matematica, dar pot să-ți scot din tine toate limitările care te făceau să crezi că tu nu știi matematică. Totul e noi. Cu chestia asta e de reținut. Că toate lucrurile sunt în noi, numai că nu le vedem. Pentru că avem foarte multe voaluri. În yoga se numește Kshtemaya, adică iluzia cosmică. Vedem foarte multe iluzii și chiar ai zis că am vorbit noi despre partea asta de iluzie. Totul este o iluzie. Dacă nu ar fi o iluzie... Doar gândește-te la asta. Dacă nu ar fi o iluzie, oamenii nu ar mai îmbătrâni, ar fi prezenți
și ar rămâne exact așa cum sunt. Da, nu, cred că este procesul fizic. De așa natură, prin ce se hrănește și prin ce... Da, e o iluzie. Deci toată chestia asta este o iluzie, e un joc. Viața este un joc. Un joc cosmic, neapărat cosmic. Bine că ne-ai spus că nu e un teatru, frumos. Nu, e un joc. E un joc. Dacă știi să o joci, viața trebuie jucată. Trebuie să te joci cu ea. Asta spune. Nu, trebuie să te joci cu ea. Sunt oameni care vin pentru o anumită perioadă de timp în jocul respectiv. După aceea pleacă. Dar vin și pleacă, vin și pleacă, vin și pleacă. Dar știi de ce vin și pleacă? Pentru că tu te schimbi. Cum ar fi să ai aceiași prieteni pe care îi ai, sunt oameni care sunt așa, care aceiași prieteni îi am de la 20 de ani, 20 de prieteni și la 50 de ani, aceiași prieteni și gândim la fel. E foarte nasol. E foarte nasol. Pentru că da, oamenii se schimbă, exact. Cunoștin, da, nu, da. E logic treaba. Multe se întâmplă, lucrurile se intersectează, altele se îndepărtează, fiecare iau pe alte axe ale drumurilor. Nu. Vezi, deci partea de comunicare, să știi că am simțit-o de când eram mică, partea asta. Da, asta e foarte bine, pentru că te ajută în toate domeniile existențiale ale vieții, nu mai în ce faci tu. Exact, și să știi că îmi place să comunic, dar îmi place să comunic ceva esențial, știi? Nu îmi place să comunic doar, nu știu... Banalități. Da, exact. Așa. Ce pecete ne lași aici la lumea în obiectiv să rămână pe inima celor care ne urmăresc? Iubește și fă ce vrei, pentru că în momentul în care iubești, tot ceea ce vrei se schimbă. Mulțumesc tare mult că ai acceptat provocarea de a veni în cadrul podcastului Lumea în Obiectiv, de 10 ani împreună, dragi prieteni. Am început un 2024 special, așa, și în forță cu Cristiana Tudorache și prietena cea mai bună, sau una dintre cele mai bune prietene a Dariei Trip. Și mulțumesc pe calea asta că a adus-o aici cu noi să aflăm valori nobile pentru cer și pentru o viață sănătoasă și frumoasă pe acest pământ, pentru că este important să avem astfel de oameni în cadrul acestui podcast, pentru că de la fiecare învățăm câte ceva și sper ca să schimbe cel puțin o persoană și viața lui să se înnoiască. Și eu îi mulțumesc mult Dariei că ne-a făcut conexiunea. Și să facem câte, măcar o faptă bună pe zi. Uite, cu asta să rămânem. Asta era vorba unui profesor de-al nostru de la jurnalism. Să nu uitați să faceți fapte bune. Cam așa sună. Mulțumesc, dragi prieteni. Rămâneți obiectivi într-o lume subiectivă. Și până data viitoare, rămâneți sănătoși și plini de viață. Cele mai interesante subiecte, cele mai bune abordări la lumea obiectiv, nu e ce-a